Capitolul 3. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Isus, care a fost credincios celui ce l-a rânduit, cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Căci el a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Orice casă este zidită de cineva, dar cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Și casa lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie. Unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare, și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis: Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. N-au cunoscut căile mele. Am jurat, dar în mânia mea, că nu vor intra în odihna mea luați seama, dar fraților, ca niciunul dintre voi să aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice, astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului, căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos. Dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, Câtă vreme se zice, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii. Cine au fost, în adevăr, cei ce s-au răzvrătit după ce auzi sără? N au N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el patruzeci de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustie, și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui. Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinței lor.